Ne putem cunoaște prezentul în mod corespunzător, numai în măsura în care ne cunoaștem trecutul, și în acest trecut s-a întâmplat ceva rușinos și tragic, și anume pierderea caracterului nostru moral și răzvrătirea față de Creatorul nostru. Că ne-am pierdut de asemenea și fericirea, este de importanță secundară, de vreme ce ea e doar un rezultat al înstrăinării noastre de Dumnezeu, și nu o parte a acestei înstrăinări lucrarea primordială a lui Hristos în răscumpărare este aceea de a justifica sau a considera neprihănit, de a sfinți și, în ultimă instanță, de a glorifica un grup de oameni salvați din ruina rasei umane. Pentru beneficiul oricui nu este familiarizat cu aceste cuvinte folosite aici, aș vrea să explic că a justifica înseamnă să declari neprihănit înaintea lui Dumnezeu. A sfinți înseamnă să faci sfânt, și a glorifica înseamnă să refaci întreaga personalitate după chipul lui Hristos. Așa ceva ne va face potrivit să locuim pe vecie în cerul despre care vorbește Biblia și care este atât o stare în care te afli, cât și un loc. În acest cer, cei răscumpărați vor experimenta o comuniune neumbrită cu Dumnezeul Triun și acest lucru în sine însuși va asigura binecuvântatea pură. Tocmai am folosit cuvântul ruină și l-am asociat cu rasa umană. Nu este o figură de stil, nici o folosire extravagantă sau irresponsabilă a cuvântului. Rasa umană este în ruină, din punct de vedere spiritual, moral și fizic. Istoria și ziarele cotidiene depun mărturie pentru ruina noastră morală îndelungata paradă de Dumnezei virtuoși sau obsceni și o mie de feluri de practici religioase zadarnice și fără sens declară degenerarea noastră spirituală, pe când boala, bătrânețea și moartea depun o mărturie tristă pentru completitudinea decăderii noastre fizice. Noi locuim într-o lume suspendată undeva la mijloc între rai și iad, înstrăinată de una și totuși încă neabandonată în mâinile celelalte. Prin natura noastră suntem nesfinți și prin practica noastră nelegiuiți. Faptul că suntem nefericiți, repet, este de prea mică însemnătate. Prima noastră datorie imperativă este să scăpăm de stricăciunea care este în lume, așa cum Lot a scăpat de ruina morală a Sodomei. Este copleșitor de important pentru noi să căutăm bunăvoința lui Dumnezeu atâta vreme cât se poate găsi. Și să ne aducem sub autoritatea plenară a lui Isus Hristos în ascultare completă și voluntară. A face așa ceva înseamnă să inviți necazuri din partea unei lumi ostile și să atrage asupra ta nefericirea ce ar putea urma în mod firesc. Adăugați ispitele diavolului și o luptă de o viață cu firea pământească, și va fi foarte evident că vom avea nevoie să ne amânăm majoritatea plăcerilor pentru un timp mai adecvat pentru așa ceva. Pe acest fundal al realității, dorința noastră copilărească de a fi fericiți se vede ca ceva urât din punct de vedere moral, absolut străin de Duhul Omului Durerii și contrar învățăturii și practicii Apostolilor săi. Orice apel adresat publicului în numele lui Hristos, care nu se ridică mai sus de o invitație la liniște, trebuie recunoscută drept umanism pur deghizat în câteva cuvinte de-a lui Isus, adăugate ca să o facă să pară o invitație creștină. Dar numai ceea ce este în armonie cu Duhul Sfânt și cu învățăturile lui Hristos este cu adevărat creștin. Orice altceva este necreștin sau anticreștin, indiferent de unde provine. Ciudat, nu-i așa, că îndrăznim fără pic de rușine să schimbăm, să adaptăm cuvintele lui Hristos în timp ce vorbim în numele lui Hristos, tocmai înaintea celor pentru care El a murit. Hristos cheamă oamenii să poarte o cruce. Noi îi chemăm să se distreze în numele Lui. El îi cheamă să părăsească lumea. Noi îi asigurăm că numai dacă îl acceptă pe Isus, lumea va fi sursa lor de avantaje. El îi cheamă să sufere. Noi îi chemăm să se bucure de toate conforturile burgheze pe care le oferă civilizația modernă. El îi cheamă la lepădare de sine și moarte. Noi îi chemăm să se întindă ca niște lauri verzi sau poate chiar să devină stele într-un zodiac jalnic de mâna cincea. El îi cheamă la sfințenie. Noi îi chemăm la o fericire ieftină și stridentă, care ar fi fost respinsă cu dispreț de către cel mai neînsemnat filozof stoic. Într-o lume ca aceasta, în condițiile de față, ce ar trebui să facă un creștin serios? Răspunsul este ușor de dat, dar greu de urmat. În primul rând, acceptă adevărul cu privire la tine însuți. Tu nu te duci la doctor ca să cauți consolare, ci ca să afli ce este în neregulă și ce trebuie să faci în acea privință. Caută împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Caută prin Isus Hristos să ai o relație corectă cu semenii tăi. Apucă-te cu reverență să-ți îndrepți faptele. Mărește-l pe Dumnezeu. Mortifică firea pământească. Simplifică-ți viața, ia-ți crucea și învață de la Isus Hristos să mori față de lumea aceasta, ca El să te învie la vremea potrivită. Dacă vei face aceste lucruri, în credință și în dragoste, vei cunoaște pacea, dar va fi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Vei cunoaște bucuria, dar va fi bucuria învierii, nu bucuria irresponsabilă a oamenilor care insistă să aibă bucurii carnale vei cunoaște mângâierea Duhului Sfânt, care locuiește înăuntru, care va țâșni adesea ca un izvor de apă în pustiu, nu pentru că l-ai căutat tu, ci pentru că ai căutat mai degrabă să faci voia lui Dumnezeu cu orice preț. După cum am mai spus, ne putem permite să suferim acum. Vom avea la dispoziție o eternitate îndelungată în care să ne simțim bine și să ne bucurăm. Și bucuria noastră va fi întemeiată și pură pentru că va veni în modul potrivit, la vremea potrivită.